Profesorii care nu au specializare filologică au avut șansa să se înscrie la un curs de limbă engleză recunoscut internațional. Inspectorul școlar general adjunct Vasile Monacu a declarat că proiectul prevede înscrierea a două serii. În prima serie, care a început în luna ianuarie, s-au înscris cei care au optat pentru o certificare de avansat sau cunoștințe medii. Iar următoarea serie, care se va înscrie în luna ianuarie a anului viitor, va putea opta și pentru calificări de începător. Proiectul este gândit în două serii. Prima serie a început din ianuarie anul acesta și este în curs de finalizare. În perioada 26 noiembrie 10 decembrie au loc activitățile prin care profesorii sunt examinați dacă și-au însușit în suficientă măsură noțiune de limba engleză pentru a obține certificarea atât ca avansați, deci advancing, cât și ca cunoștințe medii de limba engleză pentru first. Monaco a subliniat faptul că s-au dat deja probele orale cât și cele scrise pentru prima serie din primul lot. Pe 26 și 27 noiembrie au avut loc probele orale. Pe 3 decembrie a avut loc proba scrisă, care a ținut 7 ore, pentru că este un examen extrem, extrem de serios, 7 ore exact pe ceas, în care profesorii au dat dovadă de disciplină și conștiință profesională și au dat dovadă și de competențe suficient de temeinice în limba engleză. Potrivit inspectorului școlar adjunct al ISJ Suceava, Vasile Monacu, pe 10 decembrie vor intra în concurs alți 110 candidați, iar după 1 ianuarie 2012 urmează să fie selectat un alt lot de dascăl pentru un nou an de cursuri de limbă engleză.